Cum zice versetul? Umblă și nu ostenesc, aleargă și nu obosesc. Ei sunt ca vulturi. Aleargă și nu obosesc. Aici spunea cu aceeași expresie, cei neprihăniți aleargă în numele Său și sunt mântuiți. Neprihănirea și măreția sa nu sunt înțelese de către lume care privește religia lui Hristos ca pe un jug de robie, ca o renunțare la libertatea lor. Fiecare din cerințele lui Dumnezeu este un ordin pentru a deveni înțelepți și bogați și nobili prin unirea micii noastre puteri cu puterea sa nemărginită. În timp ce urmăm pașilor lui Hristos, nu trebuie niciodată să roșim, căci niciodată conștiința nu ne va mustra. Serviciul său este întotdeauna rezonabil. Munca sa este întotdeauna onorabilă și slăvită. Prietenii noștri care doresc obiceiurile lumii, care se uită la noi ca la niște încăpățânați, nu pot avea nicio pretenție asupra noastră care să se poată compara câtuși de puțin cu pretențiile lui Hristos. Cu alte cuvinte, mai avem prieteni, dar avem și pe El ca prieten. Se compară prieteniile între ele? Păi numai în cazul în care un prieten în al nostru a murit pentru noi, s-ar putea eventual compara. Adevărul este că niciun fel nu pot fi comparate rugămințile de prieten ale Domnului Hristos. Nu spunem poruncile. Poruncile le dai la robi, nu la prieteni. La prieten vă îți exprimi rugămintea sau nevoia și gata. Aceste pretenții, zice, asupra noastră, nu pot fi câtuși de puțin comparate cu pretențiile pe care le-ar avea oamenii, prietenii noștri, pământești la noi. Sau chiar firea noastră, probabil, dacă ar avea vreo pretenție la noi. Și apoi urmează o frază minunată. Valoarea omului, așa cum o apreciază Dumnezeu, constă în unirea sa cu Hristos. Oamenii nu știu să numere și să aprecieze acest lucru, deși nu poate trece de văzut. Poate eventual fi disprețuit o vreme, dar un om care umblă cu Dumnezeu, care este unit cu Hristos, rămâne o valoare infinită pentru Tatăl. Poate ești disprețuit, poate ești lovit, poate colegii de la școală, poate, eu știu, vecini, etc. Societatea te marginalizează, nu contează. Prietenia Domnului Hristos te va face ca niciodată să nu roșești pentru deciziile sau pentru faptele luate, făcute. Niciodată să-ți pară răucioară, să ai mustrări de cuget sau să nu dorim bine. Prietenia Domnului Hristos. Și apoi, încă câteva gânduri. Amos, capitolul 3, întrebări de meditație. Pot oare merge doi pe o cărare fără să fie învoiți? Domnul Iisus zice că e prieten cu noi. El e calea. Poți merge pe cărarea respectivă dacă nu te împaci cu El. Dacă El îți cere cumva și tu vrei altfel. Dacă tot există conflict între voia Lui și voia ta, rămâne să ne răspundem fiecare în dreptul nostru. Ajustarea aceasta prin voință a umblării noastre după voia Lui, exercitarea corectă a voinței noastre, atât dacă ne-a fost dată de Dumnezeu, ne leagă de voința Lui atotputernică. Nu voiesc, Tată, spunea Hristos, după voia mea, ci facă-se. Nu? Asta e model. Facă-se voia ta. Prietenia Tatălui era cel mai prețios lucru pentru Domnul Hristos. Și este cel mai prețios lucru pentru tine și pentru mine. Și să zicem și noi, nu vreau cu, aș vrea eu, Doamne, dacă se poate îndepărtează paharul ăsta. Dar totuși, nu cum voiesc eu, ci cum voiești. Și să mergi înainte, fără să obosești. Și când îți zice satana la ureche, nu vezi că ai rămas singur sau nu vezi că, nu știu, ce s-a întâmplat curând. Deja se vede că se ascultă lupta adânc în interiorul nostru. Deodată nu ne aleargă nimeni pe din afară. Dar uitați-vă din noastră. Există tot felul de lupte spirituale la care trebuie să
ieșim din tot în numele Domnului Hristos, ca să nu cazi de oboseală. Este o singură șansă. Iov, capitolul 22:21. Împrietenește-te cu Dumnezeu. El este deja prieten cu tine. Acum rămâne la noi răspunsul. Vrem, acceptăm, ți-a cerut prietenia, ți-a câștigat-o, ți-a dovedit-o pe cruce și prin umblarea de 10 de ani până astăzi. Astăzi cu Dumnezeu, 54, spunea, indiferent ce s-ar întâmpla în viața omului, indiferent de situațiile prin care trecem, ar trebui să ne țintim ochiul la slava și la dragostea Lui. Zice, noi putem privi doar înainte la teribile încurcături și conflictului care va să vină. Dar putem privi tot atât de bine la ceea ce a trecut, ca și la ceea ce urmează să vină și să spunem, până aici Domnul ne-a ajutat. Puterea ta să ține cât zilele tale, de Deuteronom 33:25. Încercarea nu va trece puterea care ne este dată pentru a o suporta. Atunci să îndeplinim lucrarea noastră chiar acolo unde o găsim, fără vreun cuvânt de plângere, imaginându-ne că nimic nu poate veni, dar că puterea ne va fi dată pe măsura încercării. Copiii noștri sunt în mâna lui Dumnezeu. Credința noastră trebuie trezită să prindă făgăduințele, iar noi să nu murmurăm și să nu ne plângem, pentru că atunci dezonorăm pe Dumnezeu. Noi trebuie să încurajăm o stare sufletească de bună dispoziție și plină de speranță. Pacea noastră prezentă nu trebuie să fie tulburată de încercări anticipate, pentru că Dumnezeu niciodată nu va părăsi și nici nu va lepăda sufletul ce se crede în El. Este mai bine ca Dumnezeu să fie cu noi decât să fim stăpâniți de temerile noastre. Cu alte cuvinte, îți alegi prietenia după cum îți convine. Rămâi prieten cu temerile tale, cu apăsările, cu poverile, cu groaza ta. Sau rămâi prieten cu El, care te-a iubit și care le leapă de le îndepărtează, precum soarele roa dimineții. Soarele neprihănirii, roa dimineții. Dumnezeu să ne ajute să avem și noi parte de această fericită umblare cu Domnul Hristos. De ajustarea prin ascultare, spunea versetul. Dacă faceți ce v-am poruncit eu. De ajustare a planurilor, a voinței, a umblării noastre după voia sa. Iar versetul următor din Ioan spunea, nu vă mai numesc robi, pentru că robul nu știe ce face stăpânul său, ci v-am numit prieten, pentru că v-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la Tatăl meu. Tot v-am spus. Uite cum e cu voi, uite ce ați fost, uite cum v-am iertat, uite cât de mult vă iubesc în fiecare clipă, uite care e viitorul vostru. Totul e garantat în mâna mea. Toate mi le-a dat Tatăl și sunt stăpân absolut asupra lor. Vreți cu mine? Îți întind mâna dreaptă și zic, Isaia 42, nu te teme de nimic. Luca, dacă nu mă știu, 13, zice, v-am spus vouă, prietenii mei, nu vă temeți, puncte unu. De cei ce ucit unul și ceva de la porul nu poți facă nimic. V-am spus vouă, prietenii mei, dragii mei, suntem și noi pe lista aceea. Ce fericiți va fi, vom fi să rămânem cu El, să rămânem ai Lui, să rămânem prieteni veșnici. Și încheiem cu această excelentă prezentare reală, vie, a viitorului dumneavoastră și al meu de-a bunul Dumnezeu, dacă rămânem prietenii Lui. El este și rămâne prietenul nostru. Zice așa, ultima pagină din cartea Pildele Domnului. Scoală-te, luminează-te, căci lumina ta vine și slava Domnului răsare peste tine. Această solie este lăsată acelor ce ies în întâmpinarea mielului. Domnul Iisus vine cu putere și cu slavă, însoțit de toți îngerii săi cei sfinți, în timp ce lumea întreagă se afundă în păcat, în locuințe sfinților va fi lumină.
primele raze ale luminii revenirii sale vor străluci asupra lor. O lumină curată, nemânjită, va străluci din măreția lui și Hristos, răscumpărătorul, va fi admirat de toți aceia care i-au slujit. În timp ce cei răi fug din prezența sa, urmașii Domnului Hristos se vor bucura. Patriarhul Iov, privind prin credință de-a lungul timpului, spre cea de-a doua venire, spune: îl voi vedea și va fi binevoitor. Ochii mei îl vor vedea și mai altul. Urmașilor săi credincioși, Domnul Hristos le-a fost un tovarăș zilnic și un prieten apropiat. Ce le-a fost Domnul Iisus? Un prieten apropiat. Ei au trăit într-o strânsă legătură, într-o continuă comuniune cu Domnul. Peste ei a răsărit slava Domnului. În ei s-a reflectat lumina cunoștinței și a slavei lui Dumnezeu de pe fața lui Iisus Hristos. Acum ei se bucură de razele neumbrite ale strălucirii și slavei Regelui Mării, în toată maestatea sa. Ei sunt pregătiți pentru comuniunea cu cerul, pentru că au cerul în inima lor. Dumnezeu să împlinească acest cuvânt și în inimile noastre. Pregătiți pentru comuniunea cu cerul, pentru că zilnic Domnul Iisus ne-a fost prieten și a adus puțin tel cerul în fiecare zi în inimile noastre. Și am trăit cu El și am plâns pentru El. Și am plâns alături de El și ne-a șters lacrimi și ne-a ajutat și ne-a scos biruitor și ne-a ridicat atunci când cădeam și ne-a binecuvântat și ne-a scos de la strâmtoare și ne-a condus. Și tot așa cu El până în ultima clipă, Dumnezeu să ne ajute să mergem cu El, să privim țintă la El, să ne uităm cu băgare de seamă la cel ce a suferit atât de mult, ca să nu ne pierdem inima și să nu credem de oboseală în inimile noastre, ci să fim și să rămânem biruitori în El, prieteni ai celui ce ne-a iubit. Amin.